Să ne ajute Domnul să avem întâi, era menționat, să se producă reforma, pocăința adevărată, asta înseamnă reformă. O pocăință reală, autentică. Și apoi să putem rămânea în acea pocăință, să rămânem. Și chiar atunci când s-a produs reforma, pocăința, aș vrea să nu uităm că noi suntem chemați să creștem până la statura plinătății lui Hristos. Deci doar așa o abureală care să fie peste cineva, sau peste o familie, sau chiar peste o biserică locală, poate fi ca o abureală. Pentru un moment, sau pentru un timp scurt, și s-au produs astfel de stări pe parcursul timpului, nu rezolva problema. Și unul din motive, l-ați auzit, este acesta. Pentru că alții procedează altfel, dar uite că și lor, și ei sunt în ordine, și lor le merge bine, dar uite că și gutare. Și de multe ori nu suntem ancorați în cuvânt. Neapărat în tot ce facem, era menționat, noi trebuie să fim ancorați în cuvânt, racordați la Biblie. Să ne uităm la cerințele pe care Domnul le are, la înaintașii noștri și dincolo de toți înaintașii, viața Domnului Iisus. Cum a fost El, cum a trăit El în lumea aceasta, așa suntem și noi. 1 Ioan capitolul 2, versetul 6, așa spune, dar nu se poate altfel. Unul din motivele pentru care Domnul a coborât în lumea noastră, unul din motive este acesta, să fie Domnul un model pentru noi. Noi n-am avut până acum un model ideal, un standard pe care să-l urmărim, o țintă. Dar Domnul a coborât în lumea noastră tocmai printre altele să fie și modelul ideal, în toate compartimentele și în toate domeniile vieții. Urmărindu-L pe El tot timpul. Vedeți finalul Domnului aici pe pământ, era menționat și Biblia consemnează. Zice Domnul la un moment dat, a spus, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Se băteau cu pumnul în piept și plângeau, se văicăreau. Și Domnul a spus, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și copiii voștri. Domnul știa foarte bine drumul, traiectoria, El a rămas consecvent până la capăt. Foarte important până la capăt. Ce folos că la un moment dat ne-am întors cu o bucurie, cu promisiuni, cu făgăduințe, reformă, pocăință. Și apoi așa încet în timp acceptăm. Când una, când alta și la un moment dat. Că rare situații sunt de excepție, situații de excepție când Domnul vine și acționează în dreptul cuiva, așa cum am auzit. L-a iubit și o persoană care este iubită și printre care sunt mijlociri, se înalță rugăciuni și Domnul vede și trecutul. Domnul are cântarul lui, noi nu știm în dreptul cui. Eu curmat firul vieții ca să nu-și piardă mântuirea, să nu fie pierdută pentru totdeauna. Dar încă o dată, astea sunt cazuri de excepție. În general, Domnul lasă. Că de aia spune Biblia, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului de judecata lui Dumnezeu. Iar bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Lui. Dreptatea și judecata. În dreptatea Lui, în dreptatea Lui, păi dacă Dumnezeu l-a judecat pe Satan, heruvim strălucitor, pe îngerii care nu și-au păstrat locuința, și-au părăsit-o. O parte sunt în întuneric, iar alții sunt în libertate, lucrează, acționează și aceia știu care va fi finalul lor. Nu, nu, nici pe noi, în virtutea dreptății. Și El ne lasă, dar ne pune înainte, vedeți, ne pune înainte, cum să procedăm, ce să facem, cum să acționăm. Foarte important, pocăința trebuie până la capăt, frați și surori. Asta era ideea, reforma până la capăt. Și încă mai mult decât atunci când am început-o. De aia spune Biblia, până vom ajunge toți la statura plinătății lui Hristos, la starea de oameni mari, dar încă n-am ajuns. Apostolul Pavel, el a spus, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, fac un lucru, uite ce este în urmă și mă arunc spre ce este înainte, ca o să-l apuc. Păi nu cumva să credem că noi l-am apucat, da de unde?
Aici, în cartea Apocalipsei, m-am uitat aici la promisiuni, toate sunt la viitor și toate sunt condiționate. Apropo de reformă, încă noi n-am intrat, pentru că de multe ori, poate noi așteptăm aici anumite favoruri sau aici anumite beneficii. Vreau să nu uităm, spune acolo, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, spune Petru. Când? La arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l vedeți, vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșită la lauda. Este prețuit. Frați și surori, v-ați imaginat, păi dacă Domnul venea, păi putea să facă minuni deosebite. Dar nu mai era mântuire prin credință. Era mântuire prin vedere. Națiunea să pleca. Să îngenunchea toată națiunea înaintea lui. Păi putea Domnul să facă minuni nemaipomenite. Dar nu le-a făcut. A făcut numai ce trebuie. Pentru că mântuirea este prin credință și nu prin vedere. Și cine în final și rămâne până la capăt, statornic, aici. Aici e toată lupta. Spune aici, în cartea Apocalipsei de bună oară, versetul 7 din capitolul 2. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui. Îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu, celui ce va birui. Până când? Până la sfârșit. Final. Când e final? O veni finalul pentru Betel? N-a venit. N-a venit. Finalul poate veni individual în dreptul cuiva când îl cheamă Domnul acasă, sau în momentul în care Domnul vine, dar până atunci, celui ce va birui până atunci. Până atunci, în reformă, până atunci rămâne statornic, până atunci nu se uită în jurul lui, nu caută pilon de care să se sprijinească, etalon de comparație, standarde omenești, numai aici. Celui ce va birui și îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Spune aici o altă promisiune, versetul 10. Nu te teme nici de cum, deci ai să suferi, iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Doamne, nu mai repede! Dar uite, eu m-am întors cu toată râvna, cu toată inima, mă rog și strig și sunt gata, am abandonat atâtea lucruri. Nu, rămâi așa, consecvent, statornic. Statornicie e un lucru mare. De fapt, printre altele, acum am amintesc ceva că mi-a venit în minte ce spune omul lui Dumnezeu Osia. Uitați ce spune Osia printre altele în cartea lui. Zice așa, Osia, capitolul 6, versetul 4. Ce să-ți fac Efraime, ce să-ți fac Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Evlavia voastră, reforma voastră, pocăința voastră, e ca norul care trece curând. Frați și surori, Domnul nu asta dorește de la noi, dorește să rămânem statornici, să perseverăm. Capitolul 13, tot aici în cartea lui Osia, este reluată ideea și spune în versetul 3, de aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roua care trece repede, ca pleava suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din horn. Vreau să spun că Domnul să uită în fiecare zi, că avem impresia de multe ori, așa cum era amintit altădată aici din Psalmul 50, din Psalmul 50, uitați ce spune aici, reamintim. Versetul 16, Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările, arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un hoste, unești cu el și te însoțești cu prea curvare. Dai drumul gurii la rău și limba ta orzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău și clevetești pe fiul mamei tale. Acum aici e vorbea despre Israel. Parafrazat, de cei care procedează tot la fel și astăzi. Zice, iată ce ai făcut și eu am tăcut și ți-ai închipui că și eu sunt ca tine. N-am zis nimic, nu n-am pedepsit. Că încă, dragii mei, să rețineți ideea, nu-i vremea pedepsei. S-ar putea un om toată viața și în general așa este, încă o dată, sunt excepții
când Domnul intervine și își rosește judecata. Când unul iese prea rău de bunoară, răutatea unui om, atunci uneori Domnul s-a umplut cupa. Sau poate Domnul iubește pe cineva și nu îngăduie, cum era menționat, dar în general iese lăsat. Ei, și pentru că iese lăsat, s-ar putea să mă uit în jur și să nu realizez: Doamne, nu a venit încă finalul, nu-i sfârșitul. Nu-i sfârșitul și cel care dorește pocăința adevărată și trăiește în această reformă tot timpul, tot timpul până la capăt, s-ar putea să fie neînțeles sau disprețuit. Dar aici frumusețea și valoarea, să rămâi totuși constant când alții merg într-o direcție greșită, tu să mergi pe calea cea bună. Dar să fii pe calea cea bună, era menționat. Să nu fii înșelat. Nu cumva să fii înșelat. Deci numai tu nu ești înșelat când totul e racordat la Biblie. Totul racordat la cuvânt. Și tot ce faci, să faci din dragoste. Asta înseamnă că nu te vorțează cineva, mă, hai la adunare. Citește cuvântul, dar nu poți, cauți în lăuntru tău, din lăuntru pornește. E ca un izvor, încerci să-l stopezi, să-l oprești, dar nu poți. Dacă cumva ai greșit, păi greșim, suntem oameni. Vine un gând imediat atunci, mă, nu-i bine ce am gândit. Am vorbit cumva cum nu trebuie, o vorbă ușoară, ieftină, care nu-i biblică și nu trebuia să o spun, imediat atunci mă căiesc. Asta înseamnă, din lăuntru, din inimă, omului Dumnezeu spune în capitolul 31 Iov, făcusem un legământ, apropo principii, sunt oameni, asta înseamnă moralitate. De multe ori a fi om de principiu, sunt oameni de principii și în afară. Noi însă, prin principiile noastre care să fie racordate la cuvânt și din Biblie, să rețineți, să fie biblice mai ales, noi trebuie să îi depășim pe cei din afară. Un om adevărat al lui Dumnezeu, ăla în primul rând imoral, iar în a doilea rând spiritual neapărat. Că dacă sunt numai moral, un om moral și țin la niște, exact cum eram amintit în Vechiul Testament, sunt un om care țin la niște principii și la niște reguli în viața mea personală sau de familie. Ei, dar eu trebuie să depășesc. Ei, dragostea care există în noi și trebuie să fie, cum? În fiecare zi apropiindu-ne de El, sursa este El. Noi nu putem, eu de multe ori îmi pun întrebarea, Doamne, ce minunăție, o viață întreagă să nu obosești să vii la biserică și să aștepți în fiecare zi. Încă de multe ori m-am zic, Doamne, să nu greșesc, să nu o iau rasna, adică în ce sens? În sensul să uneori aștept și din partea altora să vină cu dorinți, uneori îmi zic, Doamne, ar trebui și la amiază să se deschidem aici, mai mult să fim la rugăciune. Cine poate să vină, nu știu cum să facem, mai mult trebuie să ne rugăm. Nu cumva să avem impresia că noi suntem deja la un standard înalt. Nu suntem. Viața, nu uitați, viața materială, problemele care le avem, sunt așa la ora actuală de sensibile și de mari, în același timp, încât noi suntem prinși, dragii mei, tot timpul trebuie să ne apropiem de Domnul, tot timpul ca să avem putere să rămânem în picioare, să rămânem lângă El, să rămânem statorni și apoi, sigur, să și creștem. Revenim la cartea Apocalipsei. Auziți numai ce spune aici, versetul 17 din capitolul 3, din capitolul 2. Celui ce va birui, n-or biruit încă, nu era biruința, nici pentru noi încă nu vine biruința. Celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. E tot un viitor, dacă biruiești. Celui ce va birui, atât. Când e biruința? Atunci. Atunci când Domnul vine sau atunci când treci tu în veșnicie. Spune aici în continuare, în versetul 26, celui ce va birui și celui ce va păzi până când? Până la sfârșit lucrările mele, o reformă până la capăt. Vreau să spun, am întâlnit foarte multe persoane care mai spun uneori și de la învon am auzit. Păi fraților, cum era atunci? Păi atunci cum era? Atunci. Vreau să spun că înaintea Domnului vom amuți. Noi nu vom putea să ne justificăm, să spunem, Doamne, am început cu atâta râfnă și cu atâta dorință, dar așa pe parcurs o stins. Și-o dispărut. Nu putem spune noi la prezent, la El e prezentul continuu.
Tot timpul trebuie să rămânem aceia, statornici. Nu putem spune, uite, în viitor mă întorc cu toată inima. Păi nu știi dacă mai ajungi viitorul. Că Domnul te poate lua, mă poate lua. Nu știi când te ia. Noi trebuie în momentul, în fiecare clipă, să fim găsiți la cota aia înaltă. Celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu întoială și eu putere de la Tatăl meu. Din nou, toate promisiunile sunt la viitor. Și toate sunt condiționate, nu-i una necondiționată, să rețineți. Cel ce va birui și va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Apropo de, sunt sigur, foarte multe teorii la ora actuală, teologii, filozofii. Nimeni să nu vă fure cu filozofia vreme și cu o învățătură omenească după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale oamenilor. Sigur, există teoria asta cunoscută, ești mântuit, nu mai poți să pierzi mântuirea. Vieții poate fi șters, dar categoric. Păi în virtutea dreptății Dumnezeu nu tolerează, încă o dată, nu tolerat îngerii. Națiunea lui Israel care a fost favorizată, oricum, inul firesc și-au fost tăiați, ca să fiu altoit eu și tu, neamurile să fie altoite. De aia spune cuvântul, zice, nu te îngânfa, că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Se poate numele să fie șters, da, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Poi spune aici în versetul 12 din capitolul 3, pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim, care are să coboare din cer de la Dumnezeu și numele meu cel nou. Ce făgăduind și în ultimă instanță, versetul 21, citim și 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine. Cel ce rămâne până la capăt, pocăit, cu râfnă pentru Domnul, cu dorința de mântuire, cu în totul totului tot pentru El. Zice, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de Dumnezeu. Asta e cea mai mare promisiune, nu găsim alta, parcă ne depășește imaginația. Pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Asta înseamnă cel de-al doilea har care va veni. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi? Când va veni El, va aduce numai El de har. Nimeni nu poate da har. Nu există om care să poată da har. Singurul care dă har în adevăratul sens al cuvântului numai Domnul Iisus. Totul este în El, tot harul Dumnezeu este în El. Primul har a venit, a coborât și acum vine și cel de-al doilea har și într-o zi vom fi ca El, spune Ioan. 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 și 2. Îl vom vedea așa cum este. Dar nu numai atât, ne va pune să stăm împreună cu El pe scaunul lui de domnie. Ce promisiune, dar totul până la capăt. Până la capăt, eu aș dori Dumnezeu să pună noi o râvnă pentru El. Amin? Doamne, în familie, ajută-ne să ne rugăm mai mult. Ajută-ne să citim Biblia, dar să pună Domnul dragostea asta. Încă o dată, să știți că am întâlnit, apropo, eu sunt pentru principii, că nu se poate fără principii. Principii sfinte, dumnezeiești și principii de bună manieră. Păi dacă noi nu trecem pe cei din afară și cei din afară ne întrec în principii pe noi, care vrem, spune că suntem și spirituali, păi vai de noi. Înseamnă că suntem pe nicăieri, nu se poate. Dar, încă o dată, am dorit toate astea să le facem din dragoste, cu dragoste, să fie dragostea, sub impulsul dragostei. Vreau să amintesc până la capăt, să nu uităm, trebuie să rămânem până la capăt. Reforma până la capăt, pocăința până la capăt. Amintesc doar lucruri care le-am amintit nu demult aici. Să se păstreze până la capăt rugăciunea. Casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Să rețineți că nu, înainte de orice. Probabil va fi un gând care îl voi aminti undeva. La ora actuală să scot rugăciunile din multe locuri. E lauda și închinarea introdusă. E un mare pericol. Nu se poate fără rugăciune. Înainte de orice e rugăciunea.
Casa mea va fi o casă de rugăciune. O casă în care omul, v-am spus altădată, eram într-o localitate, am stat câteva zile, în țară, la distanță, nu știam, eram pentru prima dată, era în timpul săptămânii, am simțit nevoia să mă rog, n-am avut unde să mă rog. Mi-aduc aminte, am găsit o biserică catolică deschisă, mergeau așa cum intră și la catedrală aici în centru. Am intrat înăuntru, m-am pus pe genunchi, simțeam nevoia să mă rog. M-am pus acolo și am stat până m-am descărcat și am putut și am simțit o bucurie extraordinară. Nu se poate în noi, noi trebuie să tânjim înăuntru nostru după rugăciune, îi spune Domnului tot ceea ce ne apasă, viața noastră de dependență de El, nu se poate fără rugăciune, asta e legătura cu El. Să se păstreze, reformă înseamnă să se păstreze rugăciunea, nu numai când ne-am întors la Domnul. Atunci am alergat, atunci am dorit. Nu mai vorbim până la botezul cu Duhul Sfânt. Mulți care ca niște copii la examene, uite, învăț pentru examen, am reușit de acum un an de zile, nu mă mai interesează. Până la un alt examen. În pocăință nu e așa. Mă rog până la botezul cu Duhul Sfânt și acum și mai mult trebuie să mă rog. Și mai mult trebuie să mă rog, și mai mult trebuie să insist în rugăciune. Să se păstreze apoi un alt lucru, sfințenia. Să se păstreze sfințenia personală, familială și la nivelul unei biserici. Știți că și în mod plenar, la nivelul unei biserici, există o cotă a sfințeniei. Există un standard a sfințeniei. Casa mea. Așa spunem Psalmul 93. Citim ceva de aici, exact. Sfințenie este podoaba casei mele pentru toate timpurile, cât vor fi viacurile. Mărturile tale sunt cu totul adevărate, versetul 5. Sfințenie este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Sfințenia. Trebuie să se păstreze. Cum sfințenie? Că Domnul nu se uită la partea exterioară. Domnul se uită la inimă, la Duh. Și trebuie cu Duhul, cu inima să slujești pe Dumnezeu. Dar acum nu se uită, se uită. Păi trupul, Duhul și sufletul să fie păzite întregi fără păcat, fără pată, curate. Asta e dorința lui Dumnezeu. Sfințenia este podoaba casei tale. Și Dumnezeu dorește trupul, Duhul și sufletul să fie păzite întregi, curate, sfinte. Există o cotă, un standard al sfințeniei. Și în familie, dragii mei, foarte important, să nu acceptăm, sunt multe lucruri la ora actuală, multe tendințe. Aici luptă tot timpul. Eu mereu îmi spun, Doamne, atâta luptă la ora actuală, cine vrea să vadă că e luptă, cine nu, nu o vede. Cine nu o vede, las că e bine, totul e în ordine. Da, de unde e luptă? Tot timpul trebuie să te lupți, tot timpul foarte mare atenție. Întotdeauna am văzut copiii, în toate generațiile au fost aducători de nou în familie. Tot timpul de elemente noi, tot timpul trebuie să fii cu ochii în patru. Cum spune acolo în Vechiul Testament, fii cu ochii în patru înaintea Lui. Foarte important. Și în domeniul vorbirii, și a lucrurilor, și a ținutei, și în toate compartimentele vieții. Să se păstreze, nu uitați, să se păstreze sfințenia, rugăciunea, sfințenia, să se păstreze adevărul. Adevărul. Trebuie să fie adevăr și de la amvon, dar nu numai, și în inimă, și în familii să se păstreze adevărul. Cuvântul, Domnul este adevărul, Duhul este adevărul. Adevărul trebuie să fie la înălțime, să fie în elementul lui, la el acasă. Apoi un alt lucru, să se păstreze părtășia, legătura frățească. Vreau să vă spun, dacă cumva cineva nu mai simte, nu e legătură frățească, nu e unitate, dacă are o repulsie, noi la cina Domnului, apropo de duminică, s-a spus altădată, poate există preferențial să spăl picioarele la cineva, Domnul le-a spălat picioarele ucenicilor, dacă nu te spăl eu, nu vei avea deloc parte cu mine. Acum nu putem la toți frații să spele picioarele la toți, când l-a spălat însă la unul, nepreferențial, nu că l-am urmărit, uite numai cu el, nu. Cine îi? Ca și când am spălat la toți ceilalți. Asta trebuie să fie ideea. Surorile la fel.
Deci să nu uităm, legătura frățească e foarte importantă. Legătura aceasta frățească e menționată în Faptele Apostolilor. În capitolul 9 vorbește despre biserica primară. Apoi în capitolul 2, versetul 42, 41, 42, acolo din nou legătura frățească. Asta e o problemă foarte, foarte importantă în biserică. Dar până la capăt, până la început iubeam pe toți, toți erau sfinți pentru mine, apropo de reformă. Da, atunci m-am întors cu toată inima la pocăință, la Domnul. Dar acum, după ani de zile, cum îi văd? Cum îi văd pe cei din jur, de aici, din biserică? Sfinții care sunt în țară sunt toată bucuria, plăcerea mea. Pavel și Petru când urează de bine, sfinții, toți sfinții, vă trimit sănătate. Câți sfinți sunt aici în Betel? Poate numai eu. Foarte important, legătura aceasta, cum îi văd pe cei din jurul meu. Să se păstrează părtășia, să se păstreze apoi rânduielile și poruncile, rânduielile și poruncile. Mie îmi place exemplul acesta foarte mult, că acolo e consemnat, exact, literalmente, așa e stipulat în Biblie, în Luca. Când vorbește de familia aceea, părinții lui Ioan Botezătorul, păstrau, păzeau fără pată toate legile și rânduielile Domnului, toate, nu numai o parte. Le-or păstrat și dacă nu se năștea Ioan Botezătorul, ei ar fi rămas și dacă nu l-ar fi avut pe Ioan Botezătorul, ar fi rămas aceeași până la capăt. Că aici e toată problema. Și dacă Domnul nu intervine cumva în problemele care eu le cer de la el, el știe de ce. El știe, la vremea potrivită, are el timpul lui. De eu aici e frumusețea, să rămân constant, liniștit, încrezător în Domnul și în făgăduințele lui. Că el tot ce face, face bine și desăvârșit. Iar legile și poruncile până la capăt de voi păstra, indiferent. Indiferent cum vor fi alții sau că Domnul va acționa după cererile mele sau nu. Eu îi voi mulțumi și îl voi binecuvânta. Și în ultima instanță să păstreze smerenia. Vreau să spun că aici, la capitolul acesta, foarte mulți au început-o în Duhul, spune Pavel. Și au sfârșit-o cum? În firea pământească. Foarte mulți, biserici întregi, dacă cum s-au început. Noi de multe ori spunem, apropo, dacă nu s-au început bine, trebuie să spun, nu se poate. Trebuie să fie un început în viața fiecărui om. Un început cu Domnul. Dar apoi, în smerenia asta, după ani de zile, unde am ajuns? Păi ne trebuie să creștem în smerenie. Să creștem, să se vadă Domnul noi. Era aici odată foarte frumos, am înțeles, nu l-am înțeles până atunci, versetul acela, și mi-a plăcut mult gândul și ideea. Era vorba să plătim bir cezarului, arătați-mi un ban. Chipul și slovele ale cui sunt? Care chip se vede în noi? Smerenia atât de mult trebuie să fie conturată și perfectată și să fie la un standard atât de înalt încât să vadă Domnul în noi, să nu ne mai vedem noi. După ce te-ai despărțit de cineva, nici să nu el efectiv să rămână o persoană ștearsă. Dar chipul Domnului, în vorbirea lui, în gesturile lui, în atitudinea lui, da slovele, chipul și slovele, vorbele ale cui sunt? Tatăl am dat. În Domnul s-a văzut chipul celui preanalt. Păi cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Arată-ne pe Tatăl și ne iese de ajuns. Dar cum cer tu să-ți arat pe Tatăl? N-ai înțeles că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Noi putem spune așa? Să vede chipul Domnului în noi? Dar nu se poate fără, dacă nu păstrăm și mai mult în fiecare zi, ca o creștere, încât El să fie văzut. Slovele, vorbele, Tatăl, am dat cuvintele tale. Și ei le-au primit. Cuvintele a cui sunt pe care noi le avem? Cu cei din jur, cu vecinii, cu oricine ne-am întâlnit. Vrem să ne și rugăm Dumnezeu să lase pocăința adevărată în viața noastră. Dar apoi ajută-ne, Doamne, până la capăt să o păstrăm, indiferent cum vor fi. Vreau să vă spun, încă o dată se pedalează și noi vrem să accentuăm în vremea aceasta o pocăință cât putem de mai la original, dar apoi să o păstrăm. Cine va răbda până la sfârșit și nu va obosi, ăla va fi binecuvântat și mântuit de Domnul.